Metal Show este o expoziție care are un rol extrem de important pentru că este cea mai pe specificul nostru de activitate. Este o expoziție care noi credem că trebuia să existe pe piața românească și e bine că există. Reprezintă un târg în care ne întâlnim atât cu clienții noștri, cu viitorii clienți, ne întâlnim chiar și cu concurența, ne întâlnim cu colaboratorii cu care lucrăm împreună, poate nu numai pe prelucrare mecanică, și el este în pleiada aceasta de târguri, e un târg al constructorilor de mașini. O posibilitate foarte bună de a ne promova produsele, de a ne întâlni cu clienții noștri, de a încheia de asemenea noi contacte de afaceri cu potențial clienți sau chiar cu expozanți. Ne bucurăm că putem lua parte la acest eveniment, să arătăm clienților din România o combinație de editare și manipulare automată a materialului. Noi considerăm că viitorul industriei este eficientizarea maximă a costurilor și de asemenea multispecializarea utilajelor care execută activitățile industriale. În primul rând, prima participare la el, pentru că e prima ediție și am vrut să ajutăm și noi la creșterea acestui nume și sperăm să fie o ocazie în care să ne întâlnim cu cât mai mulți oameni interesați de prelucrarea productivă și eficientă a metalelor. Metalul este foarte important și prelucrarea metalelor la fel. De-a lungul istoriei s-a văzut importanța prelucrării metalelor, a dus întotdeauna la progres și va duce și în continuare, mai ales acum într-o eră tehnologică. Am observat toate eforturile organizatorilor ca acest târg să fie promovat și le mulțumim. Într-adevăr, așa o mobilizare foarte rară am întâlnit în ultima vreme. Și noi sperăm să ne mai aducă mai mulți clienți și să fim mai cunoscuți pe piață. Dacă ne uităm în jurul nostru și privim, vom vedea metal în foarte multe lucruri, începând de la construcția de drumuri și autostrăzi până la micile produse pe care le avem în casă, o carcasă de aparat electrocasnic, o carcasă de telefon mobil este realizată din metal. Deci domeniul prelucrării metalelor va fi întotdeauna important. Acum pot fi luate în discuție diverse aspecte. Ce înseamnă metal? Metal subțire, metal gros, oțel carbon sau materiale speciale din metal, diverse aliaje. Dar cu siguranță prelucrarea, domeniul de prelucrare a metalelor este un domeniu important, chiar dacă trăim în era IT. Inclusiv componentele IT, calculatoarele și tot ce înseamnă dispozitive mobile înglobează metal sub diverse forme, care necesită prelucrare mecanică sau alte tipuri de prelucrări. Deci noi considerăm că este un domeniu de actualitate și de viitor cu o importanță strategică în tot ce înseamnă economie mondială.